Salutare, sunt Mihai, știți bine, lucrez la magazinul colecționarului și vă prezint montajul Mercedesului. Suntem la numărul 75, poate că la voi puțin diferă. Ideea este că am avut câteva numere de filmat mai repede decât au venit restul pieselor, așa că am sărit puțin peste numărul 75 și 76, de aceea se pare că acum este mai mult montat decât aveți voi. Avem șuruburi HP, avem șuruburi EP, avem o oglindă retrovizoare ce va veni aici, avem ștergătoarele care le pun deoparte, probabil că sunt numerotate, iar dacă nu, oricum ne dăm noi seama curând cum se montează. Și în momentul de față vom adăuga în prim pas grila. Această grilă va veni montat cu acest zimț, probabil spre geam, exact, și vom folosi două șuruburi HP. Acum trecem la ștergătoare. E puțin mai greu să învăț caroseria, deoarece tot deschid ușile și sunt și strâmbe puțin. Opa. Dar se rezolvă general cu puțin scorț sau cu bande de mascare. Ștergătoarele sunt diferite. Avem 75B care este cel curbat și 75C este cel drept, ok? Deci, B este cel curbat și C este cel drept, de la stânga la dreapta. B, cel curbat, va veni în zona asta. Știm asta pentru că și geamul este puțin curbat. Și va fi foarte interesant să prindem asta, dar îl rezolvăm cu câte un șurub EP. Am să încerc să îl țin întors pe jumătate. Să am un șurub EP pregătit. Și să încercăm să trecem prin gaură. De fapt, ideea e că nu se trece prin gaură, dar trebuie să îl ținem cumva acolo și e mai greu, e că nu prea vedem. Necesită puțin mai multă atenție, dar nu e imposibil. Așa că avem deja un ștergător. Sper că asta este poziția lui corectă și atenție, fiindcă e foarte posibil să zgriați geamul. Și acesta este următorul ștergător, care tot așa trebuie să poziționăm, dar cel mai ușor este cum am procedat înainte, adică trecem șrubul cu șrubelnița. Avem ștergătoarele puse și acum cu un șurub HP va trebui să prindem oglinda. Cred că asta este o parte ceva mai ușoară. Haideți să vedem din nou, întoarcem pe lateral,
un șurubul HP. Luăm oglinda. Și am fixat și oglinda. Bun. Numărul 75 a fost montat. Avem ștergătoarele, oglinda și grilajul. Haideți să vedem numărul 76.